Bulgaria și Grecia au inaugurat în sfârșit secțiunea de gazoduct care va permite livrarea de gaze din Azerbaidjan în țările Europei de Est, printre care și România. Grecia a caracterizat gazoductul și drept o conductă a valorilor, dat fiind contextul generat de războiul din Ucraina. Pentru Bulgaria, intrarea în funcțiune a gazoductului vine tocmai la timp, întrucât accesul la gazul rusesc i-a fost tăiat încă de la sfârșitul lunii aprilie. Interconectorul de gaze Grecia-Bulgaria a fost inaugurat de premierul elen Kyriakos Mitsotakis și de omologul său bulgar Kiril Petkov. Cu o lungime de 182 de kilometri, gazoductul a costat 220 de milioane de euro și are o capacitate inițială de 3 miliarde de metri cub de gaz pe an, ce va fi adus din Azerbaidjan. Capacitatea conductei poate însă fi crescută până la 5 miliarde de metri cub de gaz pe an. În plus, prin el va putea fi trimis și gaz importat de Grecia, din țări precum Qatar sau Statele Unite. Construcția gazoductului a fost întârziată ani de zile de către Bulgaria, astfel încât relațiile acesteia cu Rusia să nu sufere. Însă, în contextul războiului din Ucraina, Rusia a tăiat gazul pentru Bulgaria în luna aprilie. De altfel, premierul elen Kyriakos Mitsotakis a punctat importanța gazoductului, dat fiind contextul generat de războiul din Ucraina. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία καθιστά ήδη αναγκαία όσο ποτέ την συντονισμένη δράση των χωρών της Ηπείρου μας απέναντι στη συνειδητή επιλογή της Μόσχας να μετατρέψει τις φυσικές πηγές σε μοχλό άσκησης πολιτικών πιέσεων, σε έναν ομό εκβιασμό. Είναι κάτι που οι Βούλγαροι γείτονές μας το γνωρίζουν ήδη πολύ καλά από πρώτο χέρι. Și premierul Nicolae Ciucă a fost în Grecia în ziua în care gazoductul a devenit funcțional. Șeful guvernului a subliniat la o conferință de presă comună cu omologul său de la Atena că prioritatea Europei este independența față de gazele rusești. Să avem acest interconector dintre Grecia și Bulgaria finalizat este un interconector cât se poate de important pentru tot ceea ce înseamnă rețeaua de transport gaze către Europa. Practic, acest interconector va asigura legătura între rețeaua care trece prin Anatolia și Adriatică și, de asemenea, se leagă prin conducta Brua, dând astfel consistență coridorului vertical și asigurând aprovizionarea cu gaze atât a Bulgariei cât și a României și, desigur, putem să asigurăm aprovizionarea cu gaze a partenerilor noștri estici, Ucraina și Republica Moldova. Pentru România, interconectorul de gaze Grecia-Bulgaria este important pentru că se face legătura cu secțiunea românească a conductei Brua. Aceasta este menită să aducă gaz azer către Bulgaria, România, Ungaria și Austria. România și-a terminat secțiunea de gazoduct Brua încă din anul 2020, însă aceasta nu a funcționat din cauza întârzierilor la secțiunea bulgară.